the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light. Ei, zis tu, bă, Nicule, cum te-am auzit? Spike. Driver strike. Tagul pe albastru. You were moved.
vrei ale? Ah, ia ala cred că nu așa. E găsit ala? Da, ieză și mie din fiecare. Nu știu dacă mă ține tare mult la autorul ăsta aici. Am început să-i razna și asta. Hai să văd dacă am salvare. Eu nu am salvarea mea. A hard disk-ul nu l-am pe ăla. Pâlă, mă. Care are salvare cu toate DLC-urile? Care are salvare cu toate DLC-urile? Stai să văd, dar poate. Stai alea, că mi se pare că am eu salvarea pus pe media file, profilul meu. Sigur că da, dar da. Hai, deschid media file, du-te dracu, cum am intrat așa, că nu e Eurotrack. Bă? Parcă era tsromaniaunited.es. Parcă. Copiază și o dăm încă. Cum dracu era ăla Mediafire ăla? Cum se scria?
dar stai să caut salvarea mea dacă... Ok, ai câte mult acum? Dar tu te mă gândeai 7, eu de deci de peste 26. Eu îi dădeam vreo 25-26 pe acolo. Dar tot așa. Tu-ți morți, mă, de shift. Națule, nu mai înjura așa, mă, te rog. Ce-i, mă? Mai sunt și copii, mai sunt ăștia noi. Ce vrei să fac? Ștepți. Nu pot. Încearcă. Deci eu când nu zic ceva, pe mine mă doare sufletul. Hai, dă-mi gândire. Pune-te pe buton și înjură cât vrei. Nu pot. Copicarul, vezi că ți-ai luat kick. Mamă, ce-am gândit sufletul ăsta. Bă, prea mie mi-a zbor camionul. Adică? Uite-te că nu vezi cum tremură. Păi din cauza la greutate, ce-ai luat-o pe el. Cum să nu? Păi tu iai eu două oxe, la dica mai greu ca așa, bă, că-ți... Două acolo, am mai scărat și mai mult camionul ăsta și nu făcea așa. Ei, de la alt camion. Hai, Dani, lângă. Două acte am scărat și aici. Sebi, te parche lângă Dani, când termin. Bine. Nu mai am pâine, coare. Aveți un număr de stație la mână? 10. 10, prea. Mamă, ce de semnalizări, ce au semnalizări la driver stat. Ce cum e mine? Ce s-au semnalizări? Crezi că au implementat ăștia să dea kick și de ăștia pe Europa 1? Să avem grijă numai la semafoare, să nu fie careva. Driver? Da? Mai informi multe poze de pe YouTube. Ce? Mai informi multe poze de pe YouTube. De ce? Mai și râzi.
Dar zi tine că ți le dau eu dacă le vrei. Că dacă tu nu iei, ce să zic? Eu și aia înseamnă că trebuie să mi le ia? Cât am urmărit un camion ăla galben? Nu? Ca să-i faci o poză? Da. Care e paint-ul ăla, pentru că nu găsesc, pentru că e pe omul ăla. Ca nu, paint-ul? Da, paint-ul. Canopii sau cam așa ceva. Canopii parcă, da, canopii parcă. E chiar rău de tot. Albastru sau alb și negru sau alb, albastru și negru. Alb, albastru și negru. Negru parcă la sfârșit, nu? Da, alb, albastru și negru. Bă, dar singurul cu stane între două dati și două mani. Asta fac, eu iau pe coajă pe la bătă. Nu e singur, mai ești spike. În față, mă rog. Deci, trei dafuri. Bă, asta e spike-ul în față. Bă, deci e singurul cu stane? Bă, mai e și... Trădătorule. Și spike, da? Manu, ăsta și-a făcut salvare, cred că. Uite-a, l-am luat. Eu nu am plăcut alta mea. Uite, avem două voli. Bă, mai e un stane. Singurul lucru ce l-am pus accesoriu în plus e girafarul. Pe care eu nu-l văd. Băi, special transport. Nici voi nu-l vedeți, așa? Păi, eu-l văd. Eu-l văd. Sticker are tot ăla. Ai, unde mă parchez? Pe Suceava. Tu acolo nu ești, nu găsești. Da, spate acolo, ce spate ce-a luat cu liberat? Păi, ok, uite, nu. N-am mai intrat. Cine și-a luat Kig, i-a rugat să intre. Urgent. Pe unde sunteți la Innsbruck? Dar noi suntem la Zurich. La Zurich, că nu mai știu. Plec, destinație la Innsbruck. Oh, de ce sunt oameni în Kig? Nu intră nimeni. Nici nu zice nimeni. Suntem cam puțini. Păi... Acum intru eu că fac terminai baia. Păi tu da, nu te-ai făcut la baia, dar nu ai făcut baia. Te-ai făcut baia, mă. Gresie. Suntem 19 pe cameră și aici, în jos, cu sunt aici. Păi de ce? Deci mai trebuie să intrat. Cu mine 14. Pentru că dacă mai sunteți care v-ați luat kick, puteți să intrați, vă rog. Cu Robert 15. Păi cine nu a intrat, să intre. Bă, mi-e buguit camionul. De ce, mă? Că suntem ori. Da, un restart. Și mi-a curs înapoi că suntem pe Truggers. Pe Truggers. Nu ia mâna. Dar cum se ne ție? Nu știu. Tu ești numai din joc. Trebuia să ne logăm cu Truggersbook-ul acum. Da, iară la Truggersbook multiplayer și intri iar, știi? Și ți-o ia cursul. Bă, sper să nu ia, nu știu ce. Dați așa să-mi fac și eu, dracu. Cine e Antonio 14? Ăla care nu e Antonio 13. Sau ăla care nu e Antonio 15. Omul, întreba dacă e cineva de aici în comentarii. Da, de ce zice Connect Fail? E picat Truggersbook, nu te mai chinui. Mie merge Truggersbook. Nu merge pagina de web. Robert, parchează-te aici. Unde suntem toți pe răsine. Acolo unde e lângă Pumix și Claudiu 031. Dacă mie nu-mi intră în joc. Păi eu te văd cum nu-ți intră în joc. Mie nu-mi intră. E problema dacă nu mi-am activat traficul acum. Nu e mai nicio problemă. Cine mai trebuie să intre pe cameră? Eu.
Nu, a intrat odată, că trebuie să fac prezență. Ai văzut că ți-o dat cursă. Riddler mai trebuie să intre. Mă, dă-ți o mapă, nu înțeleg de ce. Unde vin? Dă F7, dacă te dă sub mapă, dă F7. Unde mă sub mapă? Că eu te văd aici cu noi, mă. Da, mă, nene, mă te dă. Văd, nu. Uite-te și... Dă-ți F7 și vezi. Mă bagă sub mapă și tremur. Eu unde vin? Suntem 20 de persoane. Vreau să mai... să intre toți. Robert, parchează undeva acolo. În spate, sau în față, unde e loc. Mă parchez lângă Spike? Ok. Hm? Da. Ok. Mai sunt două locuri între mine și Costi. Păi da, suntem 18 aici. Mai intre? Intrați care mai e de intrat. Să facem prezență, că imediat plecăm. Riddler a zis că el mai e. Eu fac prezența aici, cine nu știu de numele, zice. Andrew? Aici. Suceava, rog? Prezent. Nasu? Natsu? Mă la mănânc, e pura prima. Dani, 03? Prezent. Sebi? Aici. Robert, pe TV? Da. Buster? Da. Stai că nu prea vă stai să dau camera 0. Rin? Denis? Da. Costiro? Prezent. Claudiu? Aici. Cumix? Prezent. Florin? Florin 85. Popicaru? Aici. Cine era între voi aici, Costiro? Nu mai știu. Nu era nimeni. A fost Suceava cu driver și a plecat de acolo. Păi atunci să-l mute. Nu cred că mai era nimeni încă. Nu sunt foarte sigur. Suntem 16 camioane aici. Care nu și-a auzit numele pe Tisfic? Eu. Tu fiind? Da, Nicola. Nicola, și nu intri? Ba da, sunt, dar am adus în partea aia la Innsbruck. Acum vin în partea cealaltă. Okay, am 120 km. Teleportează-te. Cine mai trebuie să intre? Cine mai trebuie să intre de pe PS? Eu trebuie. În afară de tine. Eu sunt ca două camioane. Robert, dă-i direct în spate așa drept. Și te parchezi între Claudiu și Pumix. Oprim motoarele. Sebi și Dani, 03 amândoi la fel, dați în spate drept. Ca să umple locurile de parcare libere. Și se mută băi, driver spai lângă nasul. Băiți, oprim motoarele să facem o poză. Motoarele și farurile. Motoarele trebuie oprite până se anunțe plecarea. Păi, eu le-am oprit. Și farurile, zice în regulament. Bravo. Dacă bravo, înseamnă că ai citit regulamentul. Felicitări celor care au discut prin regulament. Driver Spike, te muți lângă nasul, bun? Nu mai are farurile aprinse? Adică motorul pornit, mai mi-a zis. Sebi, oprește motorul. Am oprit. Așa. Dani. Mai este cineva? Dani. Cineva. Da. Ești pe joc. Da, stai mizerabil. A, tu ești ăla. Killer Shark, tu nu ești? Ba da, sunt, dar nu stau că te-ai închid acuși.
Claudiu 0031, scoate din marșalier. Dar nu sunt marșalier, boss. Băi, eu-ți văd farurile da, de la remorcă aprinse. Boss, eu sunt A3. Înseamnă că ai bug. Ieși între ea, mai bine. Da, pune frâna de mână și dă-i o dată în față. Ok, băieți, eu v-am lăsat drumuri bune acolo și Baftă, ne auzim. Simulări. Mulțumesc, Bastan, mulțumesc frumos. Baftă, frate. Mulțumesc, dar nu te drumuri bune. Nu te prost, acasă să te omor. Dar okay. Bă, Bogdan, cum nu ești chiar? Nu mai dați cu mai apare? Rin este manșul. Ok, băieți, drumuri bune acolo. Mersi. O săptămână plăcută. Nu mai vizitați. Mersi, o să luăm ceva. User disconnected from your channel. Oprim motorul. Bobby Bogdan, iară trebuie să intre. Se vede far. Bobby nici eu nu cred că va intra. Robert, motorul. Carol, vezi că da kick. Sep22? Da. Poți să dai puțin în față, ai ca numai să decuplezi, poate e de la tine. Băi, o să n-am tăia, nu știu, stai că dau. Da, dați frâna de mână, mă, și dați în față, că am o mișcă de pe loc. Îi dau. Robert. Tot. Și-a oprit motoare. Robert. Cred că e de la Popicaru. Nu, gata, Robert. S-a dispărut. Popicaru e o lot kick, n-are cum spui. Iară. E un bug, sigur. Nu, că nu se mai aude acum. La mine se aude. Ba, eu îmi aud. E un bug, asta e toată problema, mai mult. Dar cred că ăsta de pe... Cum, sau ăștia. Ăștia, că ăstea nu se duce, am impresia că să fie troller, că prea stau aici. Dar nu-i cumva dă Antonio ăla cu Carol în marșalier? Nu, no, eu acum am uitat. Băieți, deci eu o să fiu ultimul, da? Da. Dar nu este. Da, de ce stau aici? Nu stau dincolo. Bine, zic, ăștia au... Eu am impresia că se vrea să troleze. Da, nu e exclus. Ba, nu cred. Ba, eu cred că... Cred că... Vor să facă pe escort. De ce ar sta aici? Și cu fan. Și ori cu... Este... Aaaa... Este copil mic și nu mai văzut cum voie și nu știu. Nu, cred că vor să facă escort, așa le invita, știi, pe ei le-am pus în masă. N-au ce face pe acasă. Sau n-au mai văzut cum voie și... N-are vreunul de pus arpacică pentru ei în grădină, că văd că n-au ce faci. Sunt polonezi ce vrei de la ei. Garantezi pentru ei? Să pun arpacică în grădina asta, drogele. Bravo. Buie Polonia! Bravo, mă, Buster, te-ai luat de cel mai unit popor din lumea asta. Buie Polonia! Aia se ajută mai ceva ca oricine. Buie Polonia! Buie Polonia! Buie Polonia! Buie Polonia! Gata, Natsu! Buie Polonia! Natsu! Buie Polonia! Spike, te-ai luat kick! Care cântăm o melodie aia cu o viață. Ce ați făcut, mă, v-ați luat toți kick? Nu, s-a luat un kick. Nu, și-a luat tu ceva. Dar ce este marșalier? Gata cu marșalierul Marius, te rog. E unul în cer cu marșalierul pornit. Scoate-ți sunetele din setări și aia e. Cu marșalierul. 4 minute plecăm. Claudiu, motorul? Să fac și o poză, dacă apă. Ce ai, mă, frate, cu motorul? Că-i stins. A comentat cineva că e motorul meu. Da, mă. Tăceți, bă. Suceava și driver Spike, intrați înapoi. Scuze, Florin. Nu tu, scuze, Florin.
gol, te rog frumos, după să spui tagul, măcar, și după și poza. Vai de viață. Dorin 19, asta cine? Nu văd care e camionul ta nostru. Cine? Dorian 19. Nicula. Ah, ok. Costi, reconnect. Bă, nu știu ce avea, nu va participa la camion. Vreau să vă parcați. Începem, băieți. Ok. Andrew, următorul. Aveți grijă la robinist. Menținem 40 la oră până până iasă toată lumea. Menținem 40 la oră până iasă toată lumea. Las curba larg. Driver spike după Nanțo. Dorian. Dani, ți-ai luat kick. Picaro. În față, nu în spate. Puneți farurile. Îți iei kick dacă nu. Florin 85. Pumix. Robert. Claudiu, nu, n-ai lag, n-ai zis că vrei ultimul. Săpi 22, poate să scrie. Costiro. Denis. Dani. Păstrați distanța, că mai am salvări automate. Și am anunțat 40 de km la oră.
ieșit toți din firma. Ok. Când ajungeți convoiul, Manu, să mărim viteza, nu? Ok. Mărim viteza la 50 de km pe oră pe autostradă și îl menținem așa până vin băieții. Păstrați-vă distanța între camioane, vă rog. A ieșit pe autostradă? Acum suntem la intersecția acolo la buclă să intrăm pe autostradă. Mai sunt 4 camioane până intră toate. Ok. Măriți viteza la 70 de km la oră. Din spate dați tare să ajungeți cu voi. Acum am intrat eu pe autostradă. Andrew, mai e mult până mă ajungi, când te mai văd pe... Ok, reduce la 60, că nu știu ce e în spate. Eu văd până la Robert pe TV. Până la SV22 acum. Până unde vezi asta? Buster. Da, da, efect. Până unde vezi? Până la... Nu i-am mă văd până la SB22. Eu îl văd până pe... nu știu cine. E zi cel mai mare. Cea mai mare distanță care ai? 600. Văd până la Costirov. Îl vezi pe? Da, eu îl văd pe Costirov. E bine. Ok, mărim la 70.
trebuia, Robert, tu vii după liderul de convoi, cum are el traseu. Aici vom schimba banda, spre stânga. Vom face buclă spre dreapta, după care continuăm în față pe spre Național. Și ce kilometri vrei să-ți dau costiro? E camion personalizat. Trebuia să mergem pe Vom menține 60 de kilometri la oră, da, pe acolo mergem. După ce ați făcut bucla la 300 de metri, faceți la dreapta. Pe lângă Beru. Intrăm pe Național. Menținem viteză de 60 de km la oră. Ce s-a întâmplat la Bastara acum în spate? M-am oprit un pic pe dreapta, lădrase un pic pe dreapta. Nu știu ce s-a întâmplat. Imediat revin. Dă-i Ian mute la Crossfire. S-o pune Cal Power de 45 și să se ducă în spate. Reducem viteza la 40 până unul. Your channel was edited. Oricum revin eu acum. Viteză de 40 de km la oră, până ne unim cu toți. Eu văd până la SB22. Andrei, tu nu trebuie să fii în spatele meu, ce cauți la distanță? Păi, dar ți-am zis că m-am lovit. Revină tu! Și pe unde ești acum, Andru? Sunt în spatele lui Claudiu 031 cu Natsu. După Robert, for the win. Până unde vezi? Vezi până în spate de tot? Văd până vezi tine. Că poți să vorbești pe TS. A, da. Văd până tine. Deci în spate ultimul Irin 92, care îl văd. Și eu îl văd pe Irin 92. Bun. Dan 03. Băi, păstrați distanță în spatele meu. Da, Dorian. Păstrează distanță, Dorian. Ok, v-ați unit, băieți? Vezi până la Buster? Andrei? Nu, no, încă nu. Buster nu-l văd.
Ok, mări viteza la 60 km la oră. Vezi că pot vorbi pe TS. Am ajuns pe ultimul. Ah, ok. Da, văd, văd și pe Buster pe tar. De ce l-am văzut eu pe Buster pe tar? De ce l-ai văzut și nu mai vezi, a? Mm-hmm. Nu știu. E la 500 de metri în spatele meu. Păi eu nu mai văd până la tine acum. Nu mai vezi că am lăsat eu un pic distanță el în față. Da, nu mai văd decât până la nasul. Acum îl văd pe Andrei. Da, văd și pe Buster. Ok. Menține viteza de 60 km la oră, urmează niște serpentine. Vedeți că vorbesc la telefon. Nu pot, o să, nu o să pot vorbi. Ok, Costi e preiei tu, ok? Mă duc eu ultimul? Da, rămâi ultimul, se preiei. Ok, stai să văd unde mă opresc. Da, dacă nu oprezi eu efect, că eu am loc unde să mă opresc. Ok, oprește tu și lasă-l atunci pe Costi. Dacă n-are Costi unde? Nu am unde. Oprește tu, Andru. De ce din spate depășiți-mă? Depășiți toți pe Andru. De-abia acum aveam unde. Hai băi, îți dați-i tare să ajungeți în voi. Ce faci, Florin? Cum e convoiul în spatele driver? Vezi ceva pe tău? Nu știu. Basta era ultima. Da, da. Reducem viteza la 50 la oră, că văd că băieții nu se descurcă aici. Stau prea uniți acolo. Cum era convoi? Era unit? Când te-ai oprit, Andrei? Un pic distanța, dar acum e bine. Denis, n-am ce să fac, dar trebuie să o fac mai încet.
Ați să văd până la nasul. Și cu viteza asta văd doar până la serie 22. Nu știu care e problema. Suntem mulți. O să menținem 50 de ore, că încă nu s-au terminat serpentinele. Cei din spate, dați-i mai tare, să ajungeți pe cel din față la 100 de metri. Nu aveți grijă să nu vă răsturnați. Gata, am revenit. Ok. Hai Andrew, împingem un pic din spate. Nu știu cine e acolo. Hai băieți, nasule, depășește până în față la mine și după aia trage undeva pe dreapta și vezi care creează probleme și mută-l în spate. Da, se merge chiar ok, mă. Da, chiar e ok. Cineva în spatele la driver spike ține distanță foarte mare. După Nicol. S-a frânat aiure la un moment dat și de... Uite, pe picare și-a luat kick. Da, netul. Hai că am luat și o viteză. Hai că te împing din spate dacă nu bastă. Acum nu mă opresc. Hai că mă opresc. Driver distanța, cam autosave-uri. Da, da. Că nu vreau să te văd parcat în mine. Nu se supără, ia zi. În cap mie, unul meu. Vai, 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 Bastrăi, ce a fost acolo, frate? Mi-a înghețat inima, jur. Poftim? Ai avut niște frame drop-uri. Cred că autosex sau ceva. Posibil, dar eu mai am și winter mode-ul ăla. Ați ajuns la benzinărie? Nu. Acum i-am trecut acum. Da, știu. Nasul, vezi unde poți parca și te uiți un pic la tot convoi, după care vine apoi. Acum suntem și noi la benzinărie. Nasule, ține distanța, că te parchează camionul meu cu autosave-ul. Ok, mărim viteza la 60. Repede 60 km la oră.
Dacă trebuie să-l las bolovană să meargă. Păi mere scoate parcare, dar a tras în fața mea, știi. Să-l depășiți toți pe nasul, nu stați în urmă lui. Dacă v-ați păstra și voi distanța în față, nu m-ați mai pune să accelerezi și să frânezi de 1000 de ori. Tu poate, dar eu mergeam cu 60, acum am trecut la 80, acum am 30. Eu nu accelerez deloc, merge singur pe la vale. Menținem distanță de 60 km la ora în față. Vreți să dați tare să ajungeți. Cum? Ai zis distanța, mă. Viteza. Cum adică mențineți de distanță în 60 km? Viteza, arigile. A greșit. Unde ești, arigile? Ia ne spioneze. Dai, mă, chiar o să faci de fiecare dată. Lui nu-i place, mă, să participă la convoi, nu mă stai iure, că tu se... Cine? Tu! Eu? Moșinește pe ăla. Eu îmi fac profil nou, mă, că nu mai am profil trag în el. Ce profil, mă? De Facebook. Nu, mă, de... de Eurotrack. Cum nu mai ai profil de face... Păi nu mai am, că... Își face profil de Facebook să combine gagicile. Da, nu știu de mai singur. No, laptopul celălalt am vărsat cafea pe el și mi s-a stricat. Păi și nu mai știi datele de conectare? Ăla e că le am pe hard disk-ul celălalt. Și? Înțelegi? Și acum mi-am luat laptopul la femei. Am, și... frate, nu mai vă opriți. Nu mai am. La noi se merge constant, nu se oprește nimeni. Nu mai am salvare. Tone mai și merg în 30. Nu, nu, mersi, las că fac eu pe lui. Las că fac pe mea. Nasule. O trec un nasul de noi, mă. Băi, mă chinui să văd ce scrie pe romorca lui Buster. Vom face la dreapta înainte de o benzinărie. A, 80. I-am tot rău pe deamărul de 80 ăla. Ce vedeai? Rău. Stânga și eu. De că era, mă uitam invers în pula mea ăla, că mă uitam și la chat. Dacă vreți să alimentați, aveți benzinărie în capătul la Național, asta o ne facem la stânga. Menține 60 de km la oră. Când am început convoiul, mă chinui să mă conectez pe telefon la YouTube și încă nu reușesc. Ați ajuns și voi acolo, faceți stânga? Master. Da. Tu ce faci, Buster? Tu cât de benzi ai, tată? Ți-ai cumpărat șosea? E drum cu două benzi și el are trei. Ei merge pe mijloc. Andrew, săracul, nu toți parapeță să ai lui? Unde, mă, că-s după Buster, mă? Ce-aș câteia și de tot pe loc drept, taci în gură. Dar știi de ce, mă? Mă creați, bă, ce scrie pe remorca lui Buster și-a avut drop frame-ul și...
Sau ce are el de lucru în convoi, mai ales că e și ultimul, știi? Să uite ce scrie pe remorcele lui. Da. Sunt ultimul, băi. Dar nu stau mult. Dar vezi că am de frecunde, depășește-mă. Intră în depășire, mă, nu-i parca pe băieți. Caută-l pe Popicaru, ce faci, Popicaru, ne mâncați azi? Și aici în față. Bă, ce faci acolo? Bă, vede să... Mamă, dar ce lag are mâncați așa. Eu am zis că până nu-și rezolvă problema cu internetul, nu știu ce să facă nici cu testul, nu știu cum trebuie cu testul. Hai băieți, mai repede că mai avem mult. Mare e de la 70 km. E gata, eu pic așa. Cine l-a tăimut? A plecat Riedla. Marius. Riedla. Mare la 70 km la oră. Nu știu cât kilometri mai avem Rino. În România. România, am auzit asta. Dar tu nu te crezi, mă, te promoți? Hai, mă, că se dă un ciolan gratis, e la capătul convoiului. O bericică, un ciolan. Parcă-l văd pe nasul, că 180 pe lângă mine. Nu, 180 nu, dar 110 da. Stai, că vine pe după mine. Când e vorba de bere, nu nasule. N-am cum zi, pășesc, care Popicaru acum e lângă mine, acum e în partea alta. N-ai văzut ce fac eu în spate, ăi, nasă. Păi de mine. Îmi cer să conduc. Când stau în spate, că n-am șansă. Nu, nu, eu merg pe contrasens doar. Reduceți viteza la sensul giratoriu să nu vă răsturnați. Ce vise, bă, nu mai vă opriți cur în curs, să fiu eu. Păstați-vă distanță. Și mențineți viteza de 70 km la oră. O 100 de metri, mai băieți. Pastor, mențineți banda, fiule, al dracu, banda ta. Uite-te, bă, ce remorco aia are, mă. Cine are la Costi? Cine are la nu? Ăsta, Claudiu, din fața lui Sebi. Claudiu, te duci în Sebi, stai, depășiți-l pe Claudiu, care are la mare. Bravo, mă, vă opriți, mai vine și Natsu. Dă-l dracu, vine și Popicaru. Mergeți cu 70 de km la oră pe autostradă. Bă, fra, s-a băgat Natsu pe autostradă. Hai, dați-i tare. Ești deștept, Natsu. Hai băieți, dați-i tare să ajungeți cum voi. Driver a ieșit din autostradă. Picaro, așa-i? Ok. Facem la dreapta de pe autostradă, ieșim pe național. N-am văzut. Taci, minigur. Că am intrat pe casa de autostradă, tu-s morții, măi. Ce ai făcut, Nat, ai găsit? Mi-am găsit stradă, nu mi-am găsit stradă liberă. Ai greșit gaura? Bă, dar pe unde ies de aici, mă? Nu mai ies, trebuie să mergi tot traseu acum. Dați F7. Nu mai dau, găsesc eu ieșirii de hău, dracu. Dar gard, unde? Bă, unde te duci, bă, driver, mă? Acolo, pe contrasens, să faceți poză, să... A, ăla-i nasul, mă, am crezut că-i driver. Cingo, pe rot! What the fuck? Perfect. Eu zic să-i dați și report. Eu am oprit, că mă gândeam că ați greșit voi traseu, dar era nasul. Hai așa, că poate trec pe aici, poate trec. Hai, este boss. Cu picarul depășit. Da, da, tati. S-a rezolvat. Dar tot ai fost filmat, bă, Națule. Bani permanent pe tăsă. Nu, asta e viața, dar nu ții bani prima dată. Te pup. Hai, Popicare, depășește-mi. Dați-i cu 70 km la oră. Mamă, deci poți să-i da, jur camionul Popicaru. De viața mea sunt... Ai, Națule, cum ai reușit? Aveți de grijă că după ce faceți la stânga pe autostradă, există un telepas, folosiți trecerea 1 și 2. Cea fără taxe. Cine s-a oprit acolo? Băi, 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 băi!
Păstrați-vă ordine. Bă, Dani, Dani, Dani! Ce are ăsta, mă? Să vă păstrați ordine în convoi, nu depășiți. Voi băieți, vă bușiți. Menținem 60 de kilometri la oră până trec toți de telepas. Da, e accident în spate, nu-i auzi, păși? 50 atunci. Nu, nu, e bine, e bine la mine. Îi dai drumul, nu, nu-i nimic. Vorbești că eu stau de 2 minute aici. 50 de kilometri la oră. Nu mai văd pe Basta trecând. Dar stai, Bastru nu vedeți pe lucru, l-am pe Florin și pe Claudiu în față. Eu am trecut repede, eu. Puteți alimenta cei care trec de telepas până vin băieții din spate. Avem pe dreapta o benzinărie. Da, oi, Sebi, ți-ți face reducere, intră. La salam? La ce reducere? La creier. La creier? Mhm. Ori la greier? Creier, mă. A, nu greier. Ai văzut driver? Aha, despre asta vorbeam. User joined your channel. Până unde vedeți? A trecut acum? Acum trec eu telepasul. Eu vă până la Denis. Spike. Vezi că te-o salutat lăcrămioara Blașchi. Cum de-l văd eu pe Buster? Buster merge pe suma. Deci nu văd nici pe niciunul în convoi, de-l văd pe Buster. Mai vezi că zeasă în față Buster. Stai că vine asta cu ciolanul, bă, efect. Stai că te prinde. Aveți grijă că ne-am oprit. Noi menținem 50 de km la oră, deocamdată pune unii. Da, cât mai aveți, mă? Oh, oh. De jumate n-am făcut. Imediat, după ce terminăm naționalul ăla, atunci e gata convoi. Avem un național la vreo 300 de metri, facem dreapta. Vezi că nu așa se mulțumește Buster. Vrei să ieși pe geam să-ți arăt ceva? Ce, mă? Șan, Buster rabiosul! Băieți, vedeți fiecare camioanele în față voastră? Da, da, da. Dă-i bine, dă-i bine. Eu văd până Buster. Mărim viteza la 70 km la oră. Hai că eu vă aștept în tunel. Pun mix, nu mai pune frână, te rog. Dorian, auzi, Dorian pune frână. Mărește un pic, Pumix, mărește un pic. Hai. Măriți. Dar de ce se merge așa prost în față? Pumix, nu mărește. Am 30 la oră. Pumix, te rog frumos să tragi pe dreapta, să rămâi ultima. Că acum ai... În fața lui Andrei. Și Buster e la fel, Buster e ultima paletă. Uite-l el, uite-te. Depășiți-l pe Pumix. Uite-l cum merge Buster, frate. Rămâi ultimul și tu. Cine e în spatele meu? Păi tu, spatele tău, ții 7 camioane, Buster. Dorian, depășește-mă. Depășiți-l mă pe Buster.
Basta, rămâi ultimul și tu și Pumix amândoi. Acum azi, ce să... Rin. Rin, tu ești în spatele meu, nu? Dă-i Pumix, așa ușor. Dreapta, Pumix, pe dreapta. Pe avare. Hai, depășește-mă, depășește-mă. Voi ce faceți, mă, fraților, pe mijlocul șoselei? Pumix. Pe bana de urgență, nu pe mijlocul drumului. E îndreptuți F7, tati. Dorian, rămâi ultimul, tragi pe dreapta. Riddler. Pune un avertizment la Dorian, depășește în convoi. Lasă, nu-i dă nici amică. Ba da, mă, duce. Cum adică nu? facem la dreapta aici, driver. Reduceți viteza că e curbă mare. Dai Pumix. Mamă, ce lagă-i pe picarule, mai treci pe lângă mine. Aole. Au, au, au. Au ce aici, frate. Băi, după ce am intrat pe naționalul ăsta, ce se termină naționalul, suntem aproape de parcare. Adică vreo 300 km. Trebuie să facem aici dreapta? Da, dreapta și pe aia stângă. Ok. Autosave-ul vieții. 60 de km la oră ținem pe național. Cine? Doriane? Rămâi și la jos pe Buster, îl împingi dacă are probleme. Eu nu știu cum poți să joace, frate, cu Eurotrack-ul lagul ăla. Cred că poate. Băi, de 5 minute așa. Menține viteza de 60 km la oră. Hai mă, că vă ajung eu din spate, hai mai repede. Andrew, cum e în spate, ok? Să-l depășesc pe Dorian ăștia din spatele meu, că e oprit pe dreapta. Depășesc toată lumea pe Dorian. Vei intra în fața lui Andrew. Văd că în spatele meu se vine ok. Acolo, la distanță de vreo 6 camioane de mine, stau băieții unul în alt acolo. Nu, 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 tu e normal. E nasă care... La ce mai ciupit? E nasă care se plimba iurea. Păi nu, eu am crezut că stați unul în altul, știi? Am zis la 6 camioane de mine, să-i vinut-o. Bă, sincer, GPS-ul nu trece numele la care îi... Că spuneam și numele. Ok, închide stația aia și dă-i alt F4 la stația aia. Viteză? 60 de km. Mențineți banda, Dorian. Dați cât puteți pe serpentine, că sunt unii care abia urcă. Mă simt. O picare, unul. Păi degeaba-i dai tare, că se răstornă băieții după aia.
În urcare să te răstori, mă. Păi stai liniște, că am văzut de ea, senior. Sunt alții care se răstoarnă de pe loc, mă, frate. Andrew e unul. Tu răsturnă pe loc drept. Aha. Nu-i adevărat? Da, mă, da. Eu ți-am zis ce făceam. Ce făceai? Îi citeam de pe remorcă la Buster. Și ți-a plăcut ce scria pe remorcă la Buster? Da, mă, scria 80 și eu tot rău vedeam. Nu, mă, se răstoarnă Riddler cu scaunul lui. Mai știți vorba aia? Sună camionul dintr-o dată și mi-a fost. Ați trecut de serpentinele alea de la Milano. Efect. Da, da. Acolo suntem. Mărim viteza la 65 km la oră. Bă, măcar bine că nu vezi ca mine, 3D. 3D! Păi nu acum, aseară vedeam 3D. S-a plăcut, driver? Autosalvarea. O, bă, nebunule, bă! Ce, bă? Vin curbă așa de nebun. Așa a fost făcut, bă, mă scuz. Fără semnalizare, fără nimic, n-ai nicio treabă tu. Eu sunt off the road. Dacă putea merge prin tine, frate. Da, asta știu. De ce crezi că da. Facem pentru cu voi? Pentru să facem direct. Zăi de te-ai speriat, eh? Facem direct. De ce crezi că are duș eu? Driver. De nu să ai grijă. La nasul. Sigur. Națu, găinațu. O are, mă. Bă, mi-a dat crash, frate. Nu vi s-a updatat, bă, vouă. Iar că îmi place să fac un video, dar mă duc mai jos. A trebuit să fac chestia asta, că am avut un lag spike ăsta. Scuze. Driver spike ai avut. Da. Nu, mă, nas, au avut un lag, mă. Am avut lag? Dintr-o dată, când ai făcut curbă. Cum dracu? S-a avut autosave sau ceva. Cred că am avut curbă prea în viteză, asta e problema. N-ai avut timp să mă vezi. Și cu cât cobor eu pe aici la vale? Eu cu 90. Eu 120 am la vale. Sper să nu te înfigi. În tine? Nu, păi și-am tot 120. De cai, mort. Nu, 120 în pantă cu 60 de tone în spate. Mi-e și frică. O, nu mă nebunui. Mărești cu 70 de km la oră. Buster, tu ce faci, tati? Conduc, ce să fac? Dacă mă urmă ești. Să iau viteză. Pe picară, uite ce duci la vale pe picară. Un lag cu totul la vale. El împinge lagul la vale. Ai și tu pumix, mărești. Ești de departe. Redu un pic efect. Departe, departe, Buster. Oricum trebuie să reducem la 60 de km, 50 de km la oră, urmează niște serpentine. Mm.
Asta-i. Gata, boss, mă, și mă răstorn. Ce gânduri, sinucigași ai? Mă pun de-a lactul pe șosea. Dar te duci în fața lui Efect, te rog. În fața lui Efect mă duc. Du-te și, dar bagă-te și în el. Îl și răstorn dacă vreți. No, hai. Îți dau un ciolan. Ce o ție un ban? Că nu-i dau lui, că tu l-ai provocat. Ce? De bugiu. Eu l-am pus să fac, eu am zis doar la ea. Eu m-am bogățit imaginația. Păi tu nu știi cum ăsta, tu nu știi... Trebuie să numai să-l împingi, că sare singur. Păi să-ți spui, nu-i... Îi dai o idee, așa. Nu trebuie să-l împingi de pe prepastie, că sare singur. Tu pune mâna Buster și mărești viteză. E ca și aia, îl duci de mână în gară, se urcă în tren. Unde ești tu în curul meu, mă? În curul tău. O picară, redu puțin, cât trei de curba asta? Oricum, menținem 50 km la oră până eu nimic. Aoleu, cu picare... Te văd, da, și tu conducieri, și cu aia. Ia o iconă, tu-mi pară pe teară. Mi-e și frică să stau lângă el. Că merge drept înainte, nebunul. Driver, le fac o fază. Și în termin cursa e, vin cu lui pe la destinație. Eu sunt încă vreo 400 km plus. Ce ți-am zis? Tu ai cred că glumesc? Păi așa, dintr-o dată mi-apare. Ne-am oprit în spate. De oricum mă duc cu 50 km la oră. Ospidații tare. Că nu pot să dau mai tare, că nu vin băieții pe acolo pe serpentine, știi? O să nu vin, mă, uite-mă ce puteți am. Vin și. Ne ținem după nață. Sunt prea mulți copii, că ziceam eu cum te plimbi tu. Vezi, nu-ți vezi și tu pe tastatură. Costi, tu mărești viteza, Costi. Și unde vrei să mă duc, boss? Dă-i cu avionul. Și le pun la cap, am... Dă-i ca mine, așa. În față. Vin acum, dau un tine de n-ai văzut. Unde vrei să mă duc? Nu vezi că s-a aproape de... Da, boss, gata, am văzut. Hu, păi... Mai în față e problema. Unde ești tu acum? Ai de capul meu cum îl văd pe popicare. Ce problemă e aici? Nu știu. Natu să ne ajute. Aici se merge bine. Se merge față. Bine, mă, dați în față, mă. Da, se merge doar cu 50 la oră. Am zis să treacă toată lumea de serpentine. O să mărești, Nicule. La următoarea intersecție facem la dreapta. Dreapta. Când îmi arată stânga. Și că poți să mărești, eu să aproape în intersecție. Mamă, dacă mă crezi mișto să vede aici de sus? Da? Avertisment. Bă, la Buster, dați-i barcul de depășit. Da, mă, avertisment. Și eu am plan. Și era și ăsta. După ce ați făcut la dreapta, ieșim în autostradă, tot la dreapta faceți, băieți. Popicaru, ce faceți? Ui, bietul copil, doamne, merge pe trei benzi odată. Las curba mai largă dacă nu vă agățați. Nu, serios, dar are lag mare, popo. Bă, are lag, deci... Era lângă mine și bă, vedeam în față, bă, în spate, față. Te vezi că e trafic din față, nu facem dreapta aici. Te-au anunțat, nu-ți-a zis. Ha, au dat penalti pentru CFR Cluj. Ne joacă.
FCS WC-ul. Ce face la un convoi să uită la meci, ești nebun? Da, îl dracu-i de ambițios. Bă, da, vorbiți prea mult, vi se pare. Și mie mi se pare. Oh, ce bine era că de liniște. Taci, mă, din gură. La, 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 la. Ia, mă, din gură, vină și tu aici, măcar la final. Dar el ce face pe TS aici, dacă nu-i la convoi? E, ești, mă, afară. Bă, arăți-vă mie ce fac eu. Bala tot, să vezi cum ne dă pitu să fac. Nu, pe cine pierde el, nu, nu. User was moved out of your channel. Lasă-l, mă, acolo, mă, stai acolo. Căută-l dacă nu-i la convoi. Căută-l dacă de nasă, mă, l-a putat pe Riddler? Păi da. Păi noi administratorii putem. User in your channel was kicked from the server. User joined your channel. Vezi dacă își prind doi nebuni urechile în grade. Așa-i. Vedeți voi cum modific și nu vă mai dau nimic, nicio permisiune. Dar poți să mă pui șoferul acum dacă vrei. A? Poți să mă pui direct șofer, care-i problema? Aha, nu comentam. Șase n-am foarte multe permisiuni față de șofer. În afară de a intra pe canale și edita canale, n-am altceva mai mult decât șoferii. Păi nici alea nu mai putem să le edităm acum. Da, dar ce mai trebuie? Dacă dau banul, viteza maximă de deplasare în față e 65 de km/h. Păi ca să știi că dacă vreau eu după părățile scot bau. Nu, păi... rămâne acolo, mult să bine. Păi dacă îi dau bani lui efect din greșeală. Foarte bine. O să aștepte până intru eu. Dacă vrei să aștepți. Dacă o să mai intru și eu. Poate mi-a arunecat acolo, control delete. De ce, e la viață? Da, azi exact. 4, că am stație pornită. Dar n-o să nu mai intrăm. Nu știu. Ce știu eu ce făcut. Mai intră vă. Îi incovă, în fața mea. Dar ai PTS. Păi, da, n-are cum să dea alt tab ca să intri PTS. Denis, păi, 20 de metri mai spate. Păi, nu o dat alt tab și ți-o mutat. Poate era oprit atunci. Aha, era oprit. Da, vorbeam de aia. Nu eram atent la drum, stai niște. Are stații, poate vorbească pe stații. Mersi, Denis. Aveți de grijă că vin camioane din față, băieți. Nu vedeți camioane din pe contrasens. Deci păstrați-vă ordinea. Bă, da, mai și aveți, aveți de grijă că telepasul e cu plată. Ia. Mai avem 110. Unde trebuie să ajungi? Zici-mi. În Strasburg. În Germania, la München. Să mor tu. În Spania, la Paris. Da. În Roma, la Milan. Să muriți voi. Ținem 50 de km la oră până ia să te trec tot de telepas. Perfect. Dacă avem cursă la Strasburg, putem să o ducem. Nu. Dacă vrei să o duci, n-am nicio problemă. Păi să nu mai stau la parcarea aia, mă referam. Eu să-mi luați remorca afară. Toată lumea și la mă parcare. Parchez și după aia și o duc. Dar puteți să-i dați asta, cum îi zice, o puneți în suspendare. Cine e în spatele meu? Cum să pun în suspendare? Apeșesc. Te duci în colț. Cine e spatele meu? Robert din spatele tău. Robert păstrează distanță sau te ajut eu să o păstrezi după aia. Apeșesc, apeși în partea stângă, unde ți-i cursă și... la abandon vezi... acolo, la aia cu suspendare? Da, da. Păi și ce-ți face aia? Ți-o ia, ți-o suspendă. A, și îmi dispare sau cum, că nu știu. Da, da, și după aia dai reluare. A, ok. N-am știut asta. Bă, știu că funcționează la chestia aia cu mergi. Depășește nățul.
chiar vreau să duc, că sunt și pe Truckers Book și... Foarte bine. Și eu sunt la fel, fiindă. N-am dus 51 de tone până aici și pentru nimic. Bă, ce nașpa când începi o salvare nouă, să-mi trag una. User joined your channel. Cine-i? Ce faci, nasule? Să-l în gură, să-l fut eu. Cât o tras el să ajungă în față, să poate intra pe tes. Nu, no, n-am putut să dau alt tap. Ce v-am zis eu? Hai, Nathule, că a zis că Riz, că îți dă un ciolan dacă mergi la el. Unde, mă? La el. Păstrați distanța, că vă fac eu să păstrați distanța. Ia zi, Riz, de unde să vină. Innsbruck. Innsbruck ai zis ăsta, nu? Cred că mă ajung la Innsbruck. Da. Innsbruck vin. Numai că nu mai țin minte cum trebuie să fie prin job. Alb, albastru, negru. Dar tu ce faci? Băieți, facem la dreapta. Adică basta, ăsta e ori prost, ori să faci cu aia. Deci una din două. Băi, când vă opriți, spuneți naibii avariile alea. Da, și aveți tot de să pui avariile acolo, bă. Fiți, vă trageți pe dreapta undeva și vă dați alte F6 la cursă sau suspendare, cum doriți. Dă-i calea, draiul, bă, să nu-l lăsați. Dacă eu am rămas sus. Lasă-l. E crucificat acolo. Ajung la... Dați pauză livrare sau ceva de genul. Unde ne parcăm în Innsbruck, mă? Prima firmă pe stânga. Pe care e prima firmă pe stânga? Aia de lemne. Aia de lemne. Ai și tu glumintin. Crit aia, mă. Hai următorul, Robert, parchează-te lângă mine. Târâie... New set-ul. Eu nu văd coi. Ești orb. Se pregătește Sevii 22. Popicarule... Remorca. Hai să vii de urmă. Când se, dacă se umple rândul, începeți din fața mea și vă parcați în continuare. Hai că. Opa, opa, lagu. Hai, Denis. Se pregătește Dani 03. Opriți-vă motoarele care v-ați parcat. Hai, Dani, parchează-te. Nu o lăsați pe nasul. Parcați-vă de latul.
Hai, Florin 85, te parchezi lângă Dani. Nasul, bagă-te în fața mea. Următorul, Claudiu 031, se parchează lângă nasul. Că driver spai vine cu girafa are pornite. Hai, Rin. Oprește girafa mea. De unde v-a spus? Ah, la trasinet. Dacă ăsta e trasinet, înseamnă că tu ești în farming. Așteptăm, băieți, Buster. Da. Popicaru, cine ți-a zis să te parchezi? Mă vezi că mă parchez? Am întors camionul să mă pun spate. Noi, parchează-te acum, Popicarule, dacă te-ai băgat. Hai, Buster. Faza lungărilor. Nici nu se nici nu punctăm. Dar cine-i? Dorian? Hai, Dorian, dă-i. Dorian, hai. Hai, Pumix, după Dorian. Hai, Rick. Unde mă pun? Hai, Spike, parchează-te și tu undeva. Deci din 18 camioane cât de șoferi că suntem pe camera de Eurotrack aici, pe TS, suntem 15 la convoi. Andrew, a luat kick. Pun-te lângă mine asta, Spike. Gata, hai, poză, repede. Gata.